Salutare și bine ai venit! Opel Corsa D a fost produs între anii 2006 și 2014, iar în 2011 a avut loc un facelift. Mașina face parte din clasa mică, alături de Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Mazda 2, Honda Jazz sau alte mașini. În topul cel mai întâlnite probleme la Opel Corsa D sunt următoarele. Lanțul distribuției se lărgește, iar acesta produce gălăgie și vibrații. Au fost semnalate probleme în jurul rulajului de 100.000 de km. Pentru a evita această problemă cu distribuția, este recomandat să faci schimbul la 60.000 de km, pentru că distribuția la un Opel Corsa D nu va fi la un preț ridicat. A doua problemă ce a fost întâlnită tot la motoare diesel sunt injectoarele. Dacă vrei să eviți această problemă, uite-te la turometru mașinii tale să fie în jurul valorii de 2000 de ture în majoritatea timpului și alimentează numai cu motorină de calitate bună. A treia problemă întâlnită foarte des la Opel Corsa D, tot motorul de 1.3 litri, a fost turbina. Este recomandabilă folosirea uleiului de motor de calitate și să faci schimburile la maxim 10.000 de km, indiferent de ce ulei de motor cumperi. Există în comerț un indicator de viscozitate a uleiului de motor. Dacă cumperi acest indicator, poți să-ți dai seama foarte ușor atunci când trebuie să efectuezi schimbul de ulei. A patra problemă desemnalată a fost valva EGR sau supapa EGR. La fel ca în cazul injectoarelor, cauzele sunt motorina de calitate proastă și conducerea la turații foarte reduse. Pentru a preîntâmpina problema cu valva EGR, recomandăm ca la fiecare revizie, când faci schimbul de ulei și de filtre, să mai dai ceva bănuți în plus la mecanic, să-ți verifice și valva EGR. Această operațiune nu durează mult timp și merită să o faci. Altă defecțiune specifică lui Opel Corsa D sunt bieletele de direcție. Când apare această defecțiune, o să observi jocuri în direcție. Ca metodă preventivă pentru a rezista bieletele cât mai mult timp, este să nu bruscați mașina la viteze mici și altă cauză, efectuarea de demaraje în forță, având roțile bracate. Costul înlocuirii bieletelor de direcție sunt între 1.500 și 3.000 de lei în funcție de ce serviciu alegi să o faci și ce calitatea pieselor preferi să cumperi. După înlocuirea bieletelor, este recomandabil să faci și geometria roților. Motivul principal este că poți avea o uzură neuniformă a anvelopelor pe viitor și al doilea motiv este stabilitatea pe care o va avea mașina pe viraje la viteze ridicate. Ventilatorul de răcire este a șasea problemă ce o puteți avea la Opel Corsa D. Vestea bună este că prețul lui nu este mare și de multe ori este mai scumpă manopera decât costă el. Cu puțină pricepere și câteva scule, dacă consultați cartea mașinii pe care o aveți, puteți face această operațiune și acasă. Problema numărul 7 este opritorul de ușă. Această problemă este doar la ușa șoferului, pentru că aceasta se deschide și închide de cele mai multe ori, dar costul înlocuirii opritorului de ușă este de aproximativ 500-600 de lei. În momentul în care se defectează, o să observi zgomot la închiderea și deschiderea ușilor. Problema numărul 8, defectarea compresorului de aer condiționat. La repararea lui, de obicei, nu prea se bagă nimeni, iar costul înlocuirii poate să treacă de suma de 3.000 de lei. Problema numărul 10 sunt rulmenții roților. Opel Corsa D are suspensie destul de tare, fiind reglată mai mult pentru sportivitate decât pentru confort, motiv pentru care pe drumurile de calitate proastă prezintă un risc mare de defecțiune. Înlocuirea lor față-spate în multe cazuri nu trece de suma de 1.500 de lei. Defecțiunea o vei simți foarte rapid, se aude zgomot deranjat din partea roților, iar dacă nu știi care rulmenți sunt exact stricați, trebuie să suspenzi fiecare roată a mașinii, învârți puțin de ea și se aude un huruit la cea care are
rulmentul defect. Defecțiunea s-a observat deseori sub pragul de 50.000 de km parcurși și ca metodă de prevenție poți să cumperi niște anvelope cu talon mai ridicat, mai înalt. Deoarece în acest fel presiunea pe articulații, pe roți, suspensii este mai mică, iar durata de viață a rulmenților va crește simțitor. Problema numărul 10, arcurile mașinii. Nu uita că în majoritatea cazurilor Opel Corsa D are sarcina maximă utilă de aproximativ 400-450 de kg. Asta se traduce că dacă ai 4 persoane de 100 de kg în mașină, mai adaugi și bagaje ce cântăresc peste 100 de kg, ai depășit capacitatea de încărcare a mașinii respective. Defecțiunea cu numărul 11 este cablul de la frâna de mână. Cablul de frână cedează în majoritatea cazurilor din cauza ruginii și se pot produce unele fisuri. La mașinile ce au cutie de viteze manuală, lăsați cuplată treapta de viteze în treapta 1, iar cele care sunt dotate cu cutia automată, o lăsați în P, pentru că în P oricum este blocată frâna pe spate. Dacă nu parcați mașina în pantă sau rampă, nu este necesară tragerea frânei de mână. Mașina nu se va deplasa după loc. Ultima problemă pe care o poți întâmpina cel mai des în cazul lui Opel Corsa D este rugina. Rugina a apărut în jurul compartimentului motor pe anumite componente sau la circuitul de evacuare al mașinii. În alte zone ale caroseriei a fost mai rar semnalată problemă cu rugina. Recomandabil ar fi să alegi modelele după 2011 care sunt mai bine tratate anticoroziv față de modelele mai vechi. La capitolul motorizări, cel mai recomandat este motorul de 1.6 alături de motorul de 1.4 pe benzină și într-o proporție mai redusă motorul de 1.2. La capitolul diesel, majoritatea vor fi cu motorul de 1.3 și foarte puține vei găsi cu motorul de 1.7, de a fost pe Opel Astra. La rulaje foarte ridicate în afara orașului, dacă găsești un Opel Corsa D cu motor 1.7, poate să fie o alegere bună, pentru că costurile se vor amortiza prin consumul redus de combustibil. Acel motor va depune efort minim pentru a deplasa mașina, vei avea un consum excelent, iar dacă tragi linie, per total, merită achiziția. Acest lucru este recomandabil doar în cazul rulajelor de peste 20.000 de km pe an. La rulaje de sub 10.000 de km pe an, în 99% din cazuri, este recomandabil un motor pe benzină. Dar nu cel de 1 litru, care este cel mai leneș și cel mai anemic motor pe care îl poți găsi. Diferența de taxe la impozit și asigurare între motorul de 1 litru, cel de 1.2, 1.4 și 1.6 este foarte mică, așa că nu merită să te zgârcești pentru mărânțiși. Mașina se conduce foarte bine, are raze de bracaj reduse, ideală pentru oraș, dar suferă la capitolul vizibilitate spre locurile din spate. Acest minus îl poți anula în momentul de față foarte simplu, la un cost de sub 100 de euro, prin montarea unei camere video ce monitorizează traficul din spatele mașinii. Camera video respectivă se poate monta în jurul plăcuții de matriculare. Dacă sunt utile aceste informații, dă un share, like, subscribe și click pe clopoțel pentru a apifa toate notificările. În acest fel vei vedea toate clipurile ce le voi posta pe viitor. Spune în comentarii părerea ta și lasă sugestie despre ce vrei să auzi pe viitor pe acest canal. Până data viitoare, drumuri bune și grijă mare la condus. Pe curând!